în vierea lui Lazar. Tare îi plăcea lui Isus să meargă în Betania. Betania era un sătuc în apropierea Ierusalimului. Acolo locuiau niște prieteni de ai lui Isus. Erau două surori și un frate care locuiau împreună. Îi chema Maria, Marta și Lazar. Ei erau fericiți că Isus era prietenul lor și tare se bucurau ori de câte ori mergea Isus la ei. Marta începea să fugă în colo și încoace ca să facă ceva bun de mâncare. Maria se așeza lângă Isus și asculta cu atâta sete ceea ce povestea el. Adeseori zicea Isus: Marto, vino și stai și tu cu noi! Nu lucra așa de mult când sunt eu aici! Nu e nevoie de aceasta! Și ce minunat era când stăteau toți trei cu Isus. Ei erau prieteni adevărați. Isus mergea deseori la ei. El iubea mult pe Maria, pe Marta și pe Lazar. Într-o zi însă, Lazar căsu grav bolnav. Era așa de bolnav că se credea că va muri. Ah, ziseră Marta și Maria, de-ar fi Isus aici el ar putea cu siguranță să-l vindece pe fratele nostru. Dar Isus nu era acolo. El era tare departe, în partea cealaltă a țării. Dacă ar fi știut că Lazar e bolnav, ar fi venit imediat. Atunci Marta și Maria trimiseră pe cineva la Isus. Acesta trebuia să spună, Doamne Isuse, lasă pe care îl iubești tu este tare bolnav. Omul merse toată ziua și în sfârșit ajunse la Isus și îi spuse, lasă pe care îl iubești tu este tare bolnav. Isus nu se sperie și nici nu se întristă. El răspunse liniștit, această boală nu va duce la moarte. Aceasta era o veste minunată și omul se întoarse repede ca să o spună Martei și Mariei. Și totuși, când ajunse în casa lor din Betania, cele două surori plângeau. De ce erau așa de mulți oameni în casă? Omul spuse, Domnul Isus a spus, această boală nu va duce la moarte. Ce veste ciudată era aceasta! nu va duce la moarte. Dar lasă era deja mort și chiar în ziua aceea urma să fie îngropat undeva într-o grotă în munți și se va rostogoli o piatră mare în fața grotei. Și atunci Maria și Marta nu vor mai avea niciun frate. Nu știau ce să mai facă de supărare. Stăteau una lângă alta și plângeau dacă Isus ar fi fost aici, spunea Marta plângând în hohote. Da, plângea Maria, nu s-ar fi întâmplat un lucru ca acesta. Lazar n-ar fi murit. Nu știa oare Isus că Lazar era mort? Ba da, el o știa. El știa totul. Dar mai rămase încă două zile în ținutul acela al țării. Apoi le spuse ucenicilor, Haideți să mergem în Betania. Ucenicii ar fi preferat să nu se ducă acolo. Betania era foarte aproape de Ierusalim. Iar la Ierusalim locuiau oameni răi care voiau să-i facă mult rău lui Isus. Dar Isus spuse, lasă prietenul nostru doarme. Și mă voi duce acolo ca să-l trezesc. Ucenicii nu înțelegeau ce voia să le spună. Ei spuseră, Doamne, dacă doarme, se va face iarăși sănătos. E bine pentru un bolnav ca să doarmă. Ei se gândeau, Atunci nici nu mai este nevoie ca să mai facem așa o călătorie periculoasă. Dar domnul zise, lasă a murit. Și îmi pare bine că n-am fost acolo, căci acum veți vedea puterea lui Dumnezeu. Porniră deci la drum, și a doua zi ajunseră la Betania. Și cine-i veni lui Isus în întâmpinare când acesta se apropie de casa prietenilor lui? Era Marta. Oamenii îi spuseseră că vine Isus. Marta spuse plângând. Doamne, dacă ai fi fost aici, lasă să n-ar fi murit. Isus îi spuse, fratele tău se va scula iarăși din mormânt. Crede numai în mine, Marto. Marta răspunse, da, Doamne, eu cred că Tu ești mântuitorul Fiului Dumnezeu. Și deja nu mai era așa de tristă. Isus zise, du-te și cheamă-o pe Maria. Marta fugia acasă. Acolo erau mulți oameni strânși la oaltă, toți prieteni de ai Martei și Mariei. Merseră acolo ca să le îmbărbăteze pe cele două surori. Marta se duse la Maria și îi șopti. Învățătorul este aici și te cheamă. Atunci Maria se duse afară și toți oamenii din casă se duseră după ea cât și își ziceau. Maria merge precis la mormânt. Haideți să nu o lăsăm să meargă singură. Dar Maria se duse la Isus. Plânse când îl văzu. Căzu la picioarele sale și strigă ca și Marta. Doamne, dacă ai fi fost aici, lasă l n-ar fi murit. Ce lucru trist! Toți oamenii începură să plângă. La toți le era milă de Maria și Marta dar Domnului Iisus îi era și mai multă milă de ele. Plângea și el. Apoi întrebă, unde este mormântul lui Lazar? Ele îi spuseră, vină, Doamne, îți vom arăta. Astfel merseră împreună la mormânt. Isus zise, îndepărtați piatra. Maria se sperie și spuse, Doamne, ce vrei să faci? e deja a patra zi. Dar Isus răspunse, crede doar în mine, Maria, și vei vedea cât de puternic este Dumnezeu. Câțiva oameni dă dură piatra aceea la o parte. Acum se putea vedea bine în grota cea întunecoasă. Dar Isus se uită spre cer și vorbi cu tatăl său, care locuiește în ceruri. El spuse, Tată, Îți mulțumesc că m-ai ascultat. Apoi se uită în mormânt și strigă. lasă ieși afară! Era liniște de plină, dar deodată oamenii auzi răzgomot în mormântul întunecos și iată-l pe Lazar ieșind afară. Ieși afară, exact așa cum fusese îngropat, având fâșii de pânză albă în jurul mâinilor și picioarelor, și o pânză pe față. Oamenii se dădură speriați înapoi, căci aproape că nu puteau crede că omul care stătea viu în fața lor era cu adevărat Lazar. Nimeni nu întinse mâna spre el. Isus zise, desfaceți-i pânzele și lăsați-l să meargă. Și ce bucurie mare pe Maria și Marta! Își luară fratele, ținându-l fiecare de braț și plecarea împreună spre casă. Timp de patru zile fusese Lazar mort. Timp de patru zile dormise așa de adânc că nimeni nu putuse să-l trezească. Acum era iarăși viu. Domnul Isus îl trezise din somnul adânc al morții. Iar oamenii care văzuseră această mare minune știau acum cine era Isus. El era fiul lui Dumnezeu, care poate rida viața chiar și celor morți.